La nivel național funcționează Federația Națională a Sindicatelor Apă Canal România, din care fac parte operatorii care își desfășoară activitatea pe acest segment de activitate. Iar recent au avut loc alegeri pentru conducerea federației. Președinte a fost ales juristul Bogdan Bodea, șeful serviciului apometre de la Vital Baia Mare. Probabil pentru că pe parcursul timpului, fiind și jurist de meserie, am colaborat foarte mult în vederea întocmirii contractelor naționale. Am venit cu soluții, cu propuneri care să fie și viabile și sustenabile din punct de vedere economic, pentru că în momentul în care ajungi să discuți cu patronatul, degeaba soliciți creșteri de salarii de 100%, dacă ele nu sunt și nu pot fi susținute din punct de vedere economic și financiar. Bogdan Bodea crede că alegerea sa este un lucru benefic pentru compania din care face parte și pentru sindicatul pe care îl reprezintă. Vom ajunge să avem un cuvânt de spus destul de important la nivel național și în relația cu patronatul Română Apei și cu Asociația Română Apei, deoarece la operatorii de apă avem un contract național, un contract pe ramură, de la care pleacă contractele colective la nivel de unitate. Planurile pentru viitor, așteptăm să apară sentința instanței cu înregistrarea noilor organe de conducere. Reprezentanții federației și-au propus să convoace apoi o întâlnire cu patronatul Român al Apei și cu conducerea Asociației Române Apei, în vederea propunerii anumitor soluții pentru îmbunătățirea contractului de muncă la nivel național.